Președintele Traian Băsescu a transmis următorul mesaj cu prilejul Paștelui. Fie ca Sfânta Sărbătoare Pascală să ne apropie de taina învierii Domnului și să ne aducă în suflet pace și bucurie. Este o perioadă în care ar trebui să reflectăm mai mult asupra lucrurilor cu adevărat importante, să ne luăm răgazul de a fi alături de cei dragi și să ne gândim totodată la cei care au nevoie de speranță, de înțelegerea și solidaritatea noastră. Se arată în mesajul președintelui, postat pe site-ul administrației prezidențiale. Premierul Victor Ponta a ales să trimită o felicitare virtuală prin intermediul Facebook-ului. Smerenia, puritatea și înțelegerea sunt darurile pe care le primim cu toții de Sfintele Paști. Să ne bucurăm de ele cu omenie și cu dragoste. Sărbători fericite, a transmis Victor Ponta pe pagina sa de pe rețeaua de socializare. Aș vrea să găsim toți puterea de a spera, adică de a învia puțin în fiecare zi, așa cum, în temeiul credinței în Hristos și în învierea Lui, simțim totdeauna că există salvare, că există mai bine. Cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, vă transmit gândurile mele bune alături de cele mai calde urări de sănătate, fericire și împliniri. Fie ca lumina învierii să vă călăuzească și să vă aducă în suflet pace și bucurie. Hristos a înviat! A scris pe Facebook Crin Antonescu, președintele PNL. Și liderul PDL Vasile Blaga are un mesaj pentru toți românii. Sărbătorile pascale să vă aducă lumină, speranță și liniște. Să petreceți clipe minunate alături de familie și prieteni. Transmite Democrat Liberalul pe pagina sa de Facebook. Deputatul PDL Elena Udrea le-a urat tuturor românilor ca învierea lui Iisus Hristos să fie un bun prilej de a fi alături de familie și prieteni, dar și de a deveni mai uniți și mai solidari unii cu ceilalți. Sfânta Noaptea Învierii să le aducă tuturor românilor mai multă lumină, speranță și bucurie în suflete. Le doresc tuturor ca învierea Domnului să fie un prilej de a fi alături de familie și prieteni, de a împărtăși cu aceștia valorile creștine ale credinței, iubirii și speranței, a scris Elena Udrea într-o postare pe Facebook.